crizantemele, este al nu știu la câtelea an la rând în care, odată cu Festivalul Crizantema de Aur, e soare și e minunat la Târgoviște. Mă numesc Adrian Păduraru și împreună cu colega mea între actorie, actriță a Teatrului Municipal din Târgoviște, Antonia Nicu Ionescu. Vom încerca să fim gazdele acestei cele de-a 45-a ediții a Festivalului Concurs de Interpretare a Romanței Românești, Crizantema de Aur, Târgoviște 2012. Doamnele și domnilor, bună seara! Bine v-am regăsit aici, la hotarul visării, unde umbrele toamnei adie în mișcări de val sublim, unde ecouri ferecate în chihlimbar răsună iar în armonie albastre. Timpul subțire se prelinge în absolut mulțumire, înlocuită de dulcea alchimia romanței. Era păcat doar să o auziți pe Antonia, să nu vedeți chipul frumos de actriță din pricina microfonului. Tehnica face bine, dar sufletul și natura umană sunt cu mult. Că metalul numit aur s-a descoperit că nu are 24 de carate, ci are 45, pentru că este vorba de crizanteme. Pentru acest lucru doresc să îi felicit pe organizatori, iată, vinovatul principal sau unul din vinovații principali se află aici lângă mine. Să-i aplaudăm pe vinovații care au făcut ca și în acest an festivalul Crizantema de Aur să existe, să strălucească și să fie atât de bogată ca, iată, în această seară. Suntem mândri de dumneavoastră, vă susținem, vă aplaudăm și vă mulțumim. Buchet de flori asezonat cu îmbrăcămintea dumneavoastră. Să vă mulțumesc din coate pentru tot ce faceți pentru Târgoviște și pentru Crizantema de Aur. Mulțumesc! Eu vă mulțumesc! Bună seara, stimați iubitori de romanță! Bine ați venit la cea de-a 45-a ediție a Festivalului Național de Interpretare a Romanței Crizantema de Aur, ce se desfășoară de aproape jumătate de secol, fără întrerupere, în orașul nostru drag. Vreme de 3 zile, Târgoviștea, pregătită de sărbătoare, va fi gazda acestui festival emblem al muzicii românești, simbol al culturii și valorilor poporului român și totodată brand al nostru al târgoviștenilor. Acest gen muzical, foarte apropiat de sufletul românilor, ne definește ca popor și demonstrează că suntem un neam sentimental care își exprimă trăirile, fie ele de bucurie sau de tristețe, prin cântec. De altfel, se spune că nu există sentiment